Da, un gol foarte spectaculos, marcat atunci de Steaua. Poate vă amintiți acea cursă a lui Marica și finalizarea lui Nicolae Stanciu. Stanciu care, știți cu siguranță, s-a despărțit de Steaua, a semnat cu Anderlecht. Mingea agățată de Boldrin, Boldrin cu șut și ocazie mare, salvează Branko Gravovac. Iată, la capătul primului sfert de oră, Steaua își creează o șansă excelentă de a marca. Preluarea cu dreptul a lui Boldrin, reușește să tragă în diagonală de lângă Frăsinescu. Frăsinescu a stat departe de el. Da, au pierdut marcajul aici, cei de la CSM Poliaș. Nu ai voie să-i dai atâta spațiu. De viteză aici, bate Tamaș, trage Tamaș! Prinde Grahovac. Bună priză la balon a lui Branko Grahovac. A avut o paradă extraordinară, mi-amintesc, în etapa trecută, în acele 0-0. Burceanu însă ezită, îl găsește pe William Dea Morin, căltâi până la Momcilovic, centrare din prima, excelentă, și Boldrin, Burceanu, ult și gol! Șut senzațional în colțul scurt, care nu i-a dat nicio șansă lui Grahovac. Și iată, la prima centrare, cred, venită din lateral, mingea s-a plimbat prin careul Iașiului și Steaua deschide scorul. Steaua n-a avut prea multe oportunități până acum, a mai fost acel șut al lui Boldrin. Iată că pică golul în poarta lui Branko Grahovac. Ce călcui frumos din partea lui William Dea Morin. Și atâta mișcarea scurtă a lui Vulceanu, care își pune balonul pe dreptul, dă mingea pe lângă țigănașul și șutează imparabil pentru Grahovac. E iute, e foarte iute, greșește aici Târșa. Sunt lucruri care vin și cu timpul, înveți din experiență. Boldrin cu șut! Mingea este atinsă, da, e atinsă de Grahovac. Lovitura de la colțul terenului, mai devreme spuneam că are un șut remarcabil de la distanță. Anul trecut cu West Ham, a marcat de la Londra, un gol senzațional. Este cu siguranță unul dintre cei mai buni mijlocași centrali din prima ligă. De a morim, însă jocul continuă. Beole, culoare de șut, trage și ce greșeală, gol! Gol, gol, Iașiul, ce gafă comite Niță. Iată, nu te dai mingea afară după așa ceva. Niciodată nu poți să dai mingea afară. A fost un duel corect la cap. Niță a făcut semn că mingea s-a mutat stânga-dreapta. Ia să vedem pe această reluare. Da, mingea nu s-a învârtit, un șut foarte bun, a prins bine mingea Boldrin, dar Lucas Beole, dar nu are nicio scuză. Un mic conflict între cele două bănci tehnice. Reghe Camp îi reproșează arbitrului de rezervă că meciul nu a fost întrerupt. Nu ai cum să întrerupi meciul. Fotbaliștii simulează atât de mult în ziua de astăzi, încât nu poți să întrerupi meciul pentru că un fotbalist a căzut după un duel aerian, mai ales că nu s-au dat. Mitic. Pasa este bună, țigănașul, Vasile Gheorghe, ce șansă, Gheorghe! În plasa laterală, imens această șansă pe care o are Iașiul. Excelentă pasa pe care o primește țigănașul. Nici vorbă de offside, țigănașul cu dreptul. Da. E un detaliu important și acesta. S-a uitat la arbitrul asistent, Vasile Gheorghe, înainte să tragă. Ieșenii. Oh. Roșu direct. Minutul 57, eliminat. Oh. Oh. Și-a ținut apăsat. Da. Din păcate, e o intrare de cartonaș roșu. L-a tot împins, l-a tot șicanat pe Dea Morin, vedem și urmării. La minge, cel puțin arbitrul așa consideră, Boldrin obține lovitura liberă, protestează Boldrin, a rămas în față, voi cu Andrei Cristea, centrare deviată, minge scoasă pentru Bele! Încă o ocazie, Picioni este omul care oferă această minge pentru finalizare lui Bele.
După ocazia lui Vasile Gheorghe, iată, mai apare o șansă aici în dreptul ieșenilor. A încercat cu latul, a vrut să plaseze. Poziția era foarte bună, e adevărat. A adus un adversar în față pe Aganovic, care s-a aruncat practic. A nu e chiar cea mai bună pasă pe care o putea oferi Pici. Șutează! Mingea nu trece chiar atât de mult peste transversală, dar era acolo Grahovac. Da. Și ce dacă era acolo? L-am văzut cum a ieșit pe centrări astăzi. Ah, îți înghiață, dacă ții cu Iașul, îți înghiață